Sâmbătă noapte, ambulanțele și autospecialele smur din una după alta în curtea spitalului de boli infecțioase cu bolnavi care prezentau simptome clare de COVID-19. În câteva ore, medicii au consultat 80 de pacienți, iar jumătate dintre aceștia au necesitat internare și inițierea tratamentului de specialitate. Cele două secții de terapie intensivă ale spitalului sunt pline. Mai grav este faptul că majoritatea pacienților sunt nevaccinați. Până la ora 1 și 5 minute, în noaptea din 24 spre 25 septembrie, au fost evaluați, consultați un număr de peste 80 de pacienți, jumătate dintre aceștia necesitând inițierea tratamentului de specialitate. Am fost alături de colegii mei din spital, atât cei care au asigurat gardă de specialitate pe boli infecțioase, cât și alături de cei care îngrijesc pacienții în cele două terapii intensive. Pacienții adresați nouă în proporție de peste 99% fac parte din categoria persoanelor nevaccinate. Nici în țară situația nu este mai bună. În continuare, medicii ne sfătuiesc să ne vaccinăm, deoarece vaccinul rămâne singura modalitate de a învinge virusul.